Paștele o să fie mai frumos cu așa preparat. Ce să mai încolo încoa? Așa da, codlete de berbecuț. Sau de miel. Sau de oaie. Salutare oameni buni! Dacă nu v-ați hotărât încă ce preparați să puneți pe masă în ziua de Paște, nu-i problemă, vă sar eu un ajutor cu o rețetă de milioane. Codlete de berbecuț în crustă de fistic, cartofi gratinați cu brânză feta și salată de sfeclă roșie coaptă. O nebunie de preparat, sigur veți da pe spate toți invitații. Așa că toate ingredientele de care veți avea nevoie, jos în descriere. Metoda de preparare urmează. Astea fiind spuse, eu zic să nu mă arde mai urai, să dăm drumul la treabă. Hai să pregătim crusta cu care vom îmbrăca codletul de berbecuț. Avem nevoie de un robot de bucătărie, fistic prăjit și sărat, o mână mai babană, îl răsturnăm aici. Eu l-am cumpărat cu tot cu coajă, am curățat la el de mă ustură degetele, buricele de la deget. Îl găsi și gata curățat și copt și sărat, bineînțeles. Așa, pezmet, am aici pezmet panko, undeva la, cât să zic, 3-4 linguri mai babane, hai să-l pun pe tot, spre 5 linguri mai babane, rozmarin, curățăm așa vreo 2 tije, îl punem și pe ăsta frumos aici, ia să vedem, să mai curățăm o tijă, fără tija asta, că e destul de amăruie și destul de tăricică, nu o vrem în preparat, în crusta noastră, hai să mai pun încă jumătate din rozmarinul ăsta sau pe tot, că e micuț. Cimbru, la fel, cimbru proaspăt, îl curățăm și pe ăsta, nu lăsăm cu tot cu tija asta, pentru că e destul de tăricică și mică ne rămâne în dinți. Ia frumușel și cu restul crenguțelor, ușurel, că ăsta e mai verzuliu, unde e verde, partea verde o lăsăm, unde e lemnoasă așa, nu o lăsăm. Îi logică treaba, nu? Hai, încă o bucățică și cam asta fu. Suficient, împrăștiem frumușel, facem puțină ordine, scăpăm de tijele astea de aici, să nu ne încurce, puțină ordine și am dat mâul pe jos. Așa, și în momentul acesta băgăm blenderul în priză. Haide bă, nu vroia să stea capacul. Nu trebuie să lucrăm foarte mult cu fisticul ăsta și cu pezmetul, îl vrem așa mai zgrumțuros. Merge și la cuțit până la urmă, dar durează mai mult. Cred că e mai indicat cu un robot de bucătărie. Ia să vedem. Pam, pam, pam. Nu trebuie să ținem apăsat să meargă în continuu. Din când în când apăsăm așa câte puțin. Cam gata. Ia să verificăm să vedem ce am făcut. Oho, perfect. Ia uitați-vă aici. Se vede și fisticul, până la urmă asta vroiam, nu? Ce naiba, să fim serioși. Luăm frumos o tăviță, îl răsturnăm aici, fără cuțitul robotului. La revedere, și-a făcut treaba, l-a spălat. Împrăștiem o lecuță și dăm deoparte până pregătim codletul. Ia uitați-vă la... Hop, am băgat degetul în unt. Ia uitați-vă la nebunia asta cum arată. Pam, pam, să dăm așa o tură cu el. Gata, hai să îl lăsăm așa cu partea asta mai într-o parte. Mai ceva cimbru și rozmarin. Rozmarin. Îl dăm la o parte. Așa, stropim codletul ăsta cu puțin ulei de măsline. Ia priviți aici. O lecuță așa. Asta ca să lipim bine condimentele de el. Suficient. Și venim în felul următor. Sare. Asta pune și voi după gust, nu trebuie să vă las neapărat după mine. Încă puțină, gata, și pe grăsimea asta de aici, să nu cumva să o dați la o parte dacă o aveți pe oase. Așa, și piper proaspăt rășnit, la fel și ăsta, puneți după gust. Perfect, suficient. Eu am aici codlet de Noua Zeelandă. Am zis să merg la singur. Arăta foarte bine și l-am prins și la ofertă, la un magazin ăla mare cu merg foarte bine și coteletele noastre, fără niciun fel de probleme. Ia, mai adunăm așa de pe farfurioara asta, ce am împrăștiat pe aici, întindem o lecuță condimentele, adică sarea și piperul, și în lateral să fie cum trebuie împrăștiate. Ne spălăm pe mâini, ne-am murdărit, de fapt ne-am murdărit, m-am murdărit. Și să scap și de robotul ăla de bucătărie, că mică îl dau pe jos. Așa, cam atâtica. Am terminat cu partea asta, cu condimentatul. Avem nevoie de o tigaie, mai potrivită, mai măricică, ce emoție am. Vine Paștele și mănânc cotelete de berbecut, de fapt. Mai durează puțin până vine Paștele, dar eu azi mănânc cotelete de berbecut în crustă de fistic. Așa, să revenim la tigaie, o punem frumos aici la încins, focul să fie la maxim și hop, așa că uitasem, dăm drumul și la cuptor la 180 de grade, căldură sus-jos plus ventilație, să se coacă mai uniform și mai repejor. Stropim și tigaia asta cu puțin ulei de măsline sau de floarea soarelui, de care vreți și voi, nu mult, foarte puțin, gata, suficient. Așteptăm să se încingă o lecuță, trebuie să sfârie puțin uleiul ăla, dar nu prea tare, nu să îl ardem, doar să fie încinsă, să sfârie carnea când o aruncăm în tigaie. Ia să vedem care-i treaba. Oho, perfect. Ia ascultați aici. Mama. Prima dată cu grăsimea asta în jos. Ușurel. Încă puțină sare și piper pe partea asta, pentru că am uitat să-i dau o lecuță, nu chiar așa multă, și piper proaspăt răjnit. Gata și cu asta, suficient. Și lăsăm la perpelit. Vrem să sigilăm bine bucățica asta minunată de cărniță, să o rumenim. Și după o să vedeți voi ce mai facem. De fapt n-arunc farfuria asta, nu o arunc, nu o pun la spălat pentru că mai am puțină nevoie de ea. N-are rost să mai murdăresc tocătorul. Ia să vedem cum arată. Oh, perfect! Ia priviți aici ce frumos se rumenește. Îl mai lăsăm așa o lecuță și cu bucățica elaltă de grăsime în jos. Să rămân aici în tigăița asta. Nu o să aruncăm nici grăsimea asta care și-o lasă, o să o adăugăm la niște cartofiori. Perfect! Până acum cu bucata asta, ia să o întoarcem și așa pe oscioarele astea. Bine, astea nu or să se rumenească pe dedesubt, așa că e înconvoiat, dar ținem un pic să se rumenească pe partea asta aici. Încă puțin, nu mai durează mult, mai primăm și uleiul prin tigaie. Pam, 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 ce fumălău fac în bucătărie. Suficient și pe partea asta, puțin la capete. Ia priviți, mamă. Și mirosul, uai de capul meu, cum miroase. Încă puțin ulei, încă puțin pe partea asta, oprim și focul, îi suficient de încinsă tigaia. Ia să vedem, gata, perfect. Luăm și punem înapoi pe farfurioara asta, de unde l-am luat. Untura asta cu uleiul frumușel să stea acolo, imediat îi vin de hac. Așa, mai avem nevoie de mustar dijon, vreo 2-3 lingurițe mai babane. Ia frumușel, una pe aici, una pe aici. Să vedem dacă îi suficient, și de o pensulă, să împrăștiem bine. Ia priviți, ăsta-i lipiciul pentru crusta asta de pistaciu, de fistic. Vorbesc și în engleză acum. Ia, încă puțin împrăștiem, stânga-dreapta, vrem să fie toată bucățica asta cu cărniță acoperită bine. Mamă, și muștarul ăsta dijon puțin iute. Ia să vedem dacă e ce trebuie. Da, mai trebuie un pic aici, dar cred că adun eu așa de pe bucățelele astea. Perfect, suficient și muștarul, deci 2 lingurițe mai babane. Gata, atâtica. Paleta, pensula aia o lăsăm acolo. Venim frumușel în momentul acesta cu tăvița asta, cu fisticul, pezmetul și condimentele. Ne asigurăm că sunt prăștiate de colo-colo. Gata, perfect. Și acușica cu cotletul. Ia priviți aici ce frumos o să se lipească pezmetul ăsta condimentat cu fistic de bucățica asta. Mamă, ce bine arată! Perfect! Și în partea asta o lecuță. Dacă vreți puteți să puneți și puțin unt sau ulei de măsline, de floarea soarelui în pezmetul ăsta, dar eu zic că am pus muștar și îi suficient. Nu vrem prea multă grăsime. Până la urmă, dacă pregătim nebunia asta de preparat în ziua de Paște, o să avem acolo destulă mâncare grasă. Ia, mai împrăști și pe aici pe la o scioare, frumușel. Presăm așa o lecuță cu mâna, să fim siguri că nu fuge fisticul ăsta de aici și nici condimentele nu se dau dadura, doar că tava asta se dă dadura pe tocător. Mai am încă puțină treabă la chiuvetă, adică să mă spăl pe mâini. Până la urmă, cred că mi-au un castron cu apă să fie mai la îndemână și mai am nevoie de o tigaie, pentru că am și niște cartofi acolo. O să pun eu uleiul ăsta cu grăsimea în tigaia asta. Nu vreau să bag codletul ăla cu grăsimea care a rămas. Perfect. Și mutăm acilișa în tigăița asta cu mâner detașabil. Hop așa, hop așa. Frumușel cu crusta. Cu crusta. Am făcut cacofonie, da? Am zis bine. Așa, cu crusta în sus și în cuptor pentru, cât să zic, undeva la 15-20 de minute. La cât de micuță e bucățica aia de carne, cred că undeva spre 15 minute. Verificăm și noi din când în când sau, dacă aveți un termometru, să fiți siguri, jap în el și undeva pe la, dacă vreți așa un medium well, undeva la 55 de grade să aibă în interior. Eu o să-l verific la degețel. Așa, să trecem la etapa următoare. Mai avem nevoie de o tavă sau la fel o tigaie fără mâner, frumușel cu ea aici. O să vin eu cu 2-3 bucățele de unt și cu niște cartofi pe care i-am pus la fiert. I-am spălat foarte bine înainte, i-am tăiat așa în rondele mai grosuțe, i-am pus la fier cu cimbru, rozmarin, usturoi și zeamă de lămâie. Am lăsat să bolborosească la foc mic undeva la, cât să zic, 15-20 de minute. N-am vrut să dau focul prea tare pentru că nu îi vreau sfărâmați, vreau să rămână întregi. Ia priviți, îi așezăm și pe ăștia pe aici. Frumușel, pam pam, am păstrat și colțurile astea, că de păcat de ele, să fim serioși. Ia, încă puțin, sper că am luat eu tigaia care trebuia, nu? Da, perfect. La fix au încăput, nici dacă vroiam, nu reușeam. Untul ăsta mai pe aici, să fie de colo-colo în tigaie. Ia, la o parte cu castronul, venim cu puțin ulei de măsline, musai să nu ardem untul. Împrăștia și ăsta un fir așa subțirel, suficient, are fiecare bucățică, puțină sare, bineînțeles, la fel, după gust, nu trebuie să vă luați neapărat după mine, atâtica, puțin piper proaspăt râșnit, nu putem fără ăsta niciodată, pe fiecare bucățică de cartofi, pe fiecare rondea mai degrabă. Gata, suficient. Aveam pe aici 2-3 morunțișuri așa de cimbru și rozmarin, le împrăști și pe astea. Venim și cu restul de pesmet cu fistic, n-are rost să-l aruncăm, îi păcat de el. Ia priviți aici, împrăștiem așa de colo-colo, apoi o căruță de bani și fisticul ăsta, nu? Gata, suficient deocamdată, pentru că în momentul acesta venim cu puțină brânză feta. Am aici o bucățică, ia să tai eu cu un cuțit, zâp, zâp, așa, și să pun câte un cubuleț pe fiecare rondea. Un cubuleț așa mai potrivit, nici prea mare, nici prea mic, să se rumenească cum trebuie. Cartofii îți fierți aproape de cartofii natur. Când vrei să mănânci cartofi natur, ai văzut că trebuie să rămână un pic mai tăricel cartoful. Nu ca la piure, da, să se sfărâme. Trebuie să-l mai așez pe ăsta pe aici, ca să pot pune brânzica peste. Haide bă, mai am încă 2 bucățele și am terminat cu aranjatul pe aici. Zip, 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 zip. Gata și cu restul de brânză. Iarăși din nou am treabă cu chiuveta sau la chiuvetă. Am avut încă puțin ulei de măsline pe fiecare bucățică de brânză, puțin câte un strop, musai și brânzica asta să aibă parte de ulei, da, vedeți cât pun, da, foarte, foarte puținel, nu vreau să pun mult. Bine, voi puneți cât vreți. Și încă o dată puțin pesmet cu fistic pe deasupra, peste brânzica asta. Mamă, ce nebunie de cartofi o să avem aici. Crocanțe așa cu brânzica asta coaptă și nu uitați, uite, pesmetul ăsta ajută să nu se ardă brânza asta prea tare. O mai protejează puțin. Gata, la revedere și cu partea asta. Hai că mai adun un pic, mai adun, hai să-l pun pe tot până la urmă, că nu cred că mai am ce să mai fac cu el. Gata, gata, gata. Suficient. Ștergem pe mâini și aruncăm. Îi puțin călduță, mi-era frică să nu frigă. Am uitat că pe aia am băgat-o în cuptor. Așa, și cu ăștia la fel, în cuptor, frumoșel, tot la 180 de grade, căldură sus-jos plus ventilație. Scăpăm și de brânzică, dau și eu o lecuță cu șervețelul pe măsuță și pe tocător și trecem la salată. Salată de sfeclă roșie coaptă. Bă, băiatule, o nebunie, mai ales că am luat eu sfecla, am copt-o, într-un mare fel, nu-i de aia la borcan sau de aia vidată la pungă. Ia priviți-o și pasta, am tăiat-o așa frumușel cu bulețe. Cum am procedat cu asta? Am înfoliat-o într-o folie de aluminiu și am băgat-o în cuptor la 180 de grade, tot la fel, căldură sus-jos plus ventilație. A durat undeva la 45 sau 55 de minute, oricum în jur de o oră. După care am desfăcut folia aia cu mare grijă, am lăsat-o să se răcească puțin, am curățat-o cât am putut de bine, nu, glumesc, am curățat-o bine, bine, nu lăsam coaja aia pe sfeclă pentru că e și mai tăricică și mai ațoasă. După ce am curățat-o, am tăiat-o în cubulețe și a venit momentul să o condimentăm. Și a venit momentul să facem salată din sfecla asta coaptă. Puțin ulei de măsline, bineînțeles. La fel pune și voi după gust, nu foarte mult, 2 linguri acolo. Puțin piper proaspăt rășnit. Bine, până acum începeam cu sarea, acum am început cu piperul proaspăt rășnit. Nu contează, aici în castron îi încă de 2 ori mai învârt rășnița asta. Suficient, gata. Sare, după cum spuneam, la fel și asta, de 2 ori, așa cu astea, 2 degete. Nu vrem să facem prea sărată sărățica asta. Și puțin oțet. Acu-iacu, oțet balsamic să punem sau oțet de mere. Hai să merg pe varianta cu oțet balsamic. E mai dulceag așa și o să-și lase o lecuță de sos care o să meargă bine cu mielul. Împrăștiem și oțetul ăsta, cât să zic, undeva la 2 linguri și jumătate spre 3 linguri. La revedere cu el și amestecăm. Ia să vedem noi o lingură, să nu mai bag mâna să mă murdăresc. Când am curățat-o am folosit mânuși, acușica folosesc lingura să nu rămân roșu pe deget. Și bineînțeles am copt vreo, sunt acolo în 2, 3, 4, 5 bucăți. Aici e doar o sfeclă mai mare. Mai am încă 4 de curățat. Vreau să le pun la borcan, să le am, mai ales pentru masa de Paște. E foarte bună, foarte sănătoasă. Și nu o mai zic de gust, că și asta îi într-un mare fel. Ia să vedem dacă îi ce trebuie aici. E mai dulceagă și oțetul mai multicel. Și încă e călduță. Mama! Merge și asta cu puțină brânză feta. Dar o las așa simplă. O să mai pun eu câteva bălării când o monta farfuria sau tocătorul. Văd pe ce pun. Oameni buni, mă iau de curățenie, BRB, adică revin imediat când îs cotletele alea gata și cartofiorii. 10-15 minute maxim. Așa, ia să vedem care e treaba în cuptor. Le-a expirat timpul de gătire, frumos la o parte, pentru că e foarte fierbinte. Pam, pam, ia uitați-vă aici cum arată cotletul ăsta, mamă, perfect rumenit. Și oscioarele astea și mirosul te dă pe spate, efectiv. Ia să vedem și cartofiorii. Și ăștia la fel, perfect rumeniți. Ia priviți, mamă, și brânzica asta, feta destul de moale așa și crocantă la exterior, moale în interior. Cartofiorii, mamă, îs fierbinți. Dăm frumos aici deoparte și să ne luăm de... De ce ne luăm? Ne luăm de cotlet. Stai că am nevoie de mâner. Îl punem frumos pe tocător. Hop, așa să nu îl scap și nu vreau să... pice nici crusta asta de pe el. Mamă, cât de bine arată. Și să îl tăiem. Să vedem cum arată în interior. Ia să vedem dacă pot să țin-o așa cu 2 degețele. Zăp, e mai bine. La 2 oscioare o să băgăm cuțitul în el. Să avem o bucățică de cărniță mai grosuță pe farfurie, pe tocător. Și momentul adevărului. Wow! Bă, băiatule! Rozaliu în mijloc. Și foarte zemos. Dacă vă uitați aici cum lucește, cum lucește. Stai să mai tai încă două oscioare, să le am și eu pregătite. Haide bă, că am dat de un os mai măricel, frumușel. Uite că într-o parte a picat pezmetul. Știți din ce cauză? Pentru că nu l-am lăsat eu puțin la odihnit, de-aia a picat, dar îl fac eu frumușel înapoi. O să iau și pun peste ca să dea bine. Musai să lăsați un pic la odihnit când îl scoateți, dar eu sunt presat o lecuță de timp. Ia să vedem cum e pezmetul ăsta. Mamă, cu zeama de la cotlet. Se simte și muștarul dijon. O nebunie. Venim frumușel cu un tocător și ăsta așezat frumos aici. Perfect. Cartofi. Prima dată trebuie să punem cartofiori dintre ăștia. Ia să trag eu tiga asta mai aproape. Iau așa mai din mijloc. Mama, și cursă puțină brânzică. Unul pe aici. Să vedem cum îi așezăm. Am luat eu tocătorul prea mic, cred. Încă unul pe aici și ăsta arată mai bine. E mai simpatic. Îl punem frumușel aici. Mai într-o parte cu cartofiorii. Gata, suficient. Și în momentul acesta venim cu nebunia asta de cotlet. Ia să vedem cum îl depozităm, era să zic, cum îl rezemăm aici de cartofiori. Unul așa și unul așa. Sau mai degrabă, ia să stai așa, os în os. Pam, 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 pam. Perfect. Bă, băiatule. Hai că arată bine. Ce să mai încolo? Așa. Sfecla roșie am pus într-un castronel de ăsta mai micuț. O așezăm și pe asta aici frumos, lângă. 2-3 bălării. Ia să vedem, ia să vedem. Uite, pe astea pun și pe aici prin mijloc să colorăm și cartofiorii ăștia. Încă 2-3 firicele, pam, 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 pam. Haide bă, nu fugiți, stați aici, câteva pe sălățică, tot așa, moț, ia uite la ele că se dau dadura și mai am aici măcriș. Ăsta e foarte, foarte simpatic. Ia priviți-l, o frunzuliță pe aici, una pe aici, așa de colo-colo sau alandala, cum vreți și voi să le așezați, cum vă vin la mână până la urmă. Încă o frunzuliță pe aici, dacă stă pe cotletul ăla. Și cam ăsta a fost și platingul. Pam, pam, încă o frunzuliță așa. Zâp, perfect. Și priviți cum arată tocătorul ăsta. Tădădăm, tădăm, dăm așa, doar stânga-dreapta, nu mai dăm ture cu el. Hai să trecem la ale noastre. Să vedem ce am făcut. Să îmi tai și eu o bucățică din cotletul ăsta. Ușurel, 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 ca să nu-l fac praf. Bine, pică crusta asta de pe el, dar nu prea ai ce să îi faci. V-am zis, trebuia lăsat un pic mai mult la odihnit. Cam asta ar fi bucățica mea. Și cartofior, cartofior, cartofior. Punem și pe asta pe aici. Hai, doi. Unul mai mare, unul mai mare. Puneam să zic unul mai mare, unul mai mic. Trag și salata mai aproape și momentul adevărului. Furculiță, op, așa că dau un gol, nu mai nimeresc mânerul. Ia să văd eu cum tai tot așa, cred că țin, tai așa pe lângă oscior. Oh, mamă, mamă, și grăsimea asta de aici e într-un mare, mare fel. Pam, 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 pam. Gata. Și cartofiorul ăsta îl tai în patru. Ho, ho, îi fierbinte, nu glumă, un șervețel. Și gata. Mai adunăm așa crusta. Mama. Ce să zic? Wow! Asta zic. Deci, stai să iau și cu puțină grăsime, aia de care vorbeam mai devreme. Cotletul să zic că s-a mai răcit un pic. Mama. Ce gust! Muștarul dijon și au făcut treaba numai bine, fisticul, crusta asta, neapărat trebuie lăsat un pic ca să nu împățiți ca mine. Crusta asta cu cimbru, cu rozmarin, bă băiatule, și cartofiorii ăștia, la fel așa, crocanți, îs într-un mare, mare fel. Am uitat de salată. Toate împreună îs demențial de gustoase, într-un mare, 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 mare fel. Sper să gătiți și voi în felul acesta cotletul de berbecuț, să-l puneți pe maște, să-l puneți pe masă în ziua de Paște și nu o să vă pară rău. O să mă pomeniți. Băi, nene. Mamă, și oșcioarele astea. Eu vă las cam puțină treabă. Am de rost la oase.